Absolvenții de liceu care nu doresc să urmeze o facultate și nu reușesc să se încadreze muncă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire pot solicita la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă indemnizația de șomaj, care se acordă la cerere și reprezintă 50% din indicatorul social de referință, care este în acest moment de 500 de lei, deci vor primi 250 de lei timp de 6 luni. Ei vor trebui să depună la sediul instituției sus menționate un dosar. Documentele necesare înscrierii absolvenților în baza noastră de date sunt următoarele. Copie după actul de identitate, după certificatul de naștere, după actul de studii care atestă forma de învățământ absolvită, o adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana respectivă este clinic sănătoasă, de asemenea o adeverință de la administrația financiară care se referă la veniturile pe care le are persoana respectivă și un dosar cu șină. Indemnizația pe care o primește un absolvent este în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare, care la acest moment este de 500 de lei, 50% însemnând 250 de lei. Perioada pe care primește această indemnizație este de 6 luni. Absolvenții înscriși în baza de date a agenției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa gratuit la programe de formare profesională care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și integrării pe piața muncii.